Încep controlele la Slatina pentru depistarea persoanelor care depozitează deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali vor aplica amenzi celor surprinși că aruncă gunoiul la marginea orașului. Amenzile sunt uriașe pentru persoanele juridice. Reamintesc sancțiunile pentru depunerea în spațiile de colectare pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina, ori introducerea de recipiente a deșeurilor rezultate din operațiuni de demolare, reparații sau renovări de construcții a locuințelor. Amenda este de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 2500 de lei pentru persoane juridice. Reamintesc această sancțiune pentru că avem din ce în ce mai multe situații unde cetățeanul preferă să îl lase la ghiena de gunoi fără a avea contract cu societatea de salubritate. În vizor vor fi și cei care aruncă gunoiul menajer în coșurile stradale și astfel de situații sunt des întâlnite, spun polițiștii locali. Unii locatari, din comoditate și certați cu bunul simț, nu se mai deplasează până la pubelele de gunoi și preferă să îl lase la scara blocului. Totodată este sancționabilă și depozitarea rezidurilor menajere în coșurile stradale sau în orice alt loc de pe domeniul public. Sancțiunea este tot de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 2500 de lei pentru persoane juridice. Rugămintea este, atunci când ieșim din casă, să ne ducem gunoiul, ca să-i spunem așa, la pubela special amenajată, nu în coșurile stradale. Astfel de controle vor fi intensificate în această perioadă. Toți cei prinși cu gunoiul în alte locuri decât cele special amenajate vor fi sancționați de agenții locali.